cea de închinat, pașa-i duse-n turnul mare, ce se-nalță lângă mare. Unde zacpe te domnești și sunt mări împărăte. Rângovene Constantin, boier vechi și domn creștin. Biserica protejează libertatea dată de Dumnezeu. Azi în cart, în buletine, mâine chipul chiar în tine. Pentru ce suntem aici? Principuirea populației se face diseminare și se violează drepturi fundamentale ale omului. Știm foarte bine că chipul care va fi implementat, incorporat în documentele electronice de identitate poate să fie citit de la o anumită distanță, în funcție de situația în care este incorporat, pasiv sau activ, poate să fie interceptat. Aceste lucruri ne deranjează pe noi. Nu ne este frică de beneficiile noii tehnologii. Nu ne este frică de partea morală a acestor documente electronice de identitate, ci doar de aspectele negative, de tot ceea ce înseamnă lipsă de garanție. Și că la noastre piepturi portăm cu fală lume, triumfătore lume, un nume de creștin, un nume de creștin. Priviți, mărețe umbre! În Apocalipsa se spune foarte clar, Satana este în urmă, 666. Bine, simpliți votul. Dar noi nu vrem să fim numere. Acest 13 numere, că primul ar fi secretă, etc. 8.400 la bărbatea la țara civilă ce sunt, mi s-au spus că așa le de calculator. Oricum aș vrea, nu mai am răspuns. În fine, nu mă întrează asta. Vreau să spun orice. Noi suntem nume, nume de potes. Gabriel, Mihail, George, Vasile. Nu suntem celete, domnilor. Iertate și doamnelor. Care vrem să ne mântuim. Dacă vrem să ne mântuim, trebuie să fim la rădăcină. Mulțumesc și mă iertați. Doamne ajută! În momentul în care vom rezista, în momentul în care ne vom pune cu adevărat în fața lui Dumnezeu, dar nu printr-un demers strict de tip meeting sau printr-un demers de tip sectant, triumfalist, adevărul cu noi, ceilalți sunt pierduți, ceilalți s-au pierdut sufletul. În momentul în care vom avea dreaptă socoteală, atunci luminează Duhul Sfânt, îi vom putea aduna pe ceilalți. Exista și există și acum ceea ce se numește grupul ecumenic de rugăciune la Camera Deputaților. Grup ecumenic la care vin ortodoxi, catolici, sectanți, evrei, cultul mozaic, mahometan și atei. Vă dați seama în ce rătăcire și ei spun, mă întrebau, Matei, nu vin grupul de rugăciune? Mi s-a părut un lucru foarte frumos. Când am văzut ce acolo, am zis, fraților, n-avem ce căuta, lasă să-și facă fiecare ce grup vrea. Noi, dacă vrem, am putea face cel mult un grup ortodox al parlamentarilor, ortodoxi de rugăciune, atât. Nu să merg, fac micul dejun cu rugăciune în Coreea. Care mic dejun? Care rugăciune în Coreea? Cu cine? Deci ei se află într-o rătăcire. Ar trebui ca frățiile voastre să-i ajutați să iasă din această rătăcire. Să le spuneți de ce vreți, de la ei ce vreți. Și bucureștenii. Vă spun și de bucureșteni, părinte. Foarte puține aici. Bucureștenii, deși sunt bucureștean, sunt foarte nesimțiți. Ăsta este cuvântul. Când facem noi meeting-uri, vin autocare cu câte 40 sau 100 de oameni din Oradea, din Satul Mare, din Suceava, din Timișoara. Iar din București de-abia aduni 1000, când din țară vin 3000. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, fără chip în acte, libertate, fără chip în acte, libertate, fără chip în acte, libertate! Fără chip în acte, libertate, fără chip în acte,
liberi! Hristos să vrea liberi! Ne vom întoarce într-o zi. Ne vom întoarce într-o zi. Ne vom întoarce neapărat. Vor fi apusuri aurii, cum au mai fost când am plecat. Ne vom întoarce neapărat, cum apele se întorc din nori, sau cum se întoarce tremurat pierdutul cântec pe viori. Ne vom întoarce într-o zi. Și cei de azi, cu pașii grei, nu n-or vedea, nu n-or simți, cum vom intra încet în ei.